Mă gândesc la mama mea, mi se rupe inima. Mă gândesc cum stă la poartă și pentru mine se roagă. Mă gândesc la mama mea, mi se rupe inima. Mă gândesc cum stă la poartă. Bună ziua! Bună ziua! Și bine m-am găsit! Bine ați venit! Bine vă sunteți în măgeată, da? În această zi frumoasă, cea mai frumoasă din această zi. Poți să veni și noi cu o mică surpriză, veni și cu ora surprizilor pentru dumneavoastră. Și în special vreau să vă mână un fel de fie de trandafir, sunt pentru dumneavoastră. Frumos! Așa. Aici aveți o tortă ca să fie dulce viața dumneavoastră minunată. Și această băutură ca să-l bătuiți împreună cu familia, cu prietenii, cu cei dragi. Așa. Și mai avem un coșuleț Ionuț. Cine e Ionuț? Crește Ionuț, da? Ionuț, acest coș cu fructe sunt pentru tine, căci ai nevoie de vitamine să crești mare. Uite, de greu, mi-a cel mai principal, la cine crezi că poate să vină toate aceste surprize frumoase? De la cine? La fiicele mele. Uitați-vă că avem și un mesaj de felicitare care ne-a rugat și să recităm pentru dumneavoastră. Viața ne oferă multe încercări și ne dă posibilitatea de a trece pe multe obstacole. Astfel, de ziua ta, îți sunt alături cu sufletul și îți urez un călduros la mulți ani. Dumnezeu să te aibă în paza Lui, să-ți ofere toate bunătățile vieții. Nu uita că succesul și fericirea te va urma în toate mersurile tale, iar bucuriile să-ți fie la fiecare pas care îl faci în lume. Te iubim, scumpa noastră mamă, și un sincer la mulți ani, din partea copiilor tăi, a nepoților, Taniușa și Ionuț și ginerele Ruslan. Să fiți sănătoase și din partea companiei noastre, Flori cu surprize, vă dăm multă sănătate. Mulțumim frumos! Bucurie! Și ca să fiu de surprize și nu-și pare multe dată. Dacă aveți cineva să le lăsați un mic mesaj. Le doresc la fietele mele și sănătoase, să aibă putere și răbdare. Și să fie alături de mine mereu, și la greu, și la ușor, și mult, mult sănătate la zinica ei de depărtare la Israel, și la toți nepoței, Veronica, Ruslan, ginerile, și toți care ne conjoară. Când știa că iarăși plec, își spunea și se ruga pentru mine, ador Doamne, acas cu bine. Când știa că iarăși plec, își punea mâinile-n piept și se ruga pentru mine, ador Doamne, acas cu bine. Măicuță, măicuța mea, când am avut viața grea, de-aia azi merge bine.